Poporule, iată că cei care caută sincer fața mea, iată se împuținează tot mai mult. Dar iată vreau să-ți spun, poporule, să nu te întristezi și să nu ți se amărască inima, căci lucrul acesta este, iată, îngăduit și scris mai dinainte de mine, se pera candia libera folla, pentru că trebuie să se facă deosebirea dintre cei chemați și cei aleși, apite chel disabro tuberati menifal. Tu rămâi statornic, tu rămâi în luptă și luptă-te, poporule, ca să rămâi credincios legământului care l-ai făcut cu mine pentru viața veșnică, căci aceasta vreau să-ți fie nădejdea și aceasta vreau ca, iată, tu să vrei înăuntrul tău să mă cunoști pe mine în adevăr și să faci în toate sfântă voia mea gandite la tișemena. Căci iată, chiar din mijlocul poporului meu, mulți se ridică invidioși, trufași și răi, și iată pe mulți care, iată, vor dori să se apropie de mine și să rămână în strigare, în sfințenie, si bretișe menifal. Și pe cei de care, iată, mă voi folosi, de gura lor, de care mă voi folosi și voi face lucrările mele, vor fi omorâți. Zechelati berati jemenaco, vor fi pândiți, se beratu berati vertias, vor fi pândiți, se beraca nișa mina del meni. O, poporule, încă nu ești gata să ajungi aceste vremuri, de aceea astăzi strig în dreptul tău pregătire, căci aceste vremuri vor veni negreșit, zebro tu berati veltimeni. De aceea vreau să-ți spun că cercetat a fost poporul meu, de la un lat al pământului la celălalt, să abiteși menifal. Și jumătățit a fost a cei care, iată, în adevăr, s-a brocoltiverat și seminavit manii, m-au căutat din inimă și a cei care, iată, m-au căutat doar de pe buze. S-a văzut și se vede și se va mai vedea, si bratișe menifal, pentru că numărul meu trebuie să fie dus la împlinire. Tu aceasta roagă-te, poporule, ca numărul meu să se împlinească, ca cei aleși să abite șmenifaldio, să-și sfârșească alergarea cu biruință, pentru că eu le voi fi sprijin dacă nu se vor uita la cei ce vor credea, dacă nu-i vor judeca pe cei care, iată, m-au părăsit fără temei, pentru că vrăjmașul va căuta să aducă lucrurile acestea și în gând, dar și în inimă. Tu luptă-te, poporule, că eu prin Duhul Sfânt te înștiințez, eu îți vorbesc, eu te întăresc și eu îți pun și voință și înfăptuire, dar tu rămâi plin de dorință, plin de râvnă de a mă cunoaște, de a face voia mea, de a-ți pune viața în îndoială potrivit cu al meu cuvânt și potrivit cu îndemnului Duhului Sfânt care l-am lăsat în dreptul fiecăruia. De aceea veghează oricare ești și e pracodise menifal și pe cei ce i-ai dragi. Vestește-le îndurarea mea, vestește-le lucrarea mea, sabrite șmenifal, căci zilele sunt gata pe apropiere, spre sfârșire și ferice este de acela ce veghează și adună cu mine Iisus Hristos este Domnul. Amin.